Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Mercedes E-Class W213, la care vom face două proiecte interesante. Proiectul întâi va fi în felul următor. Noi avem acest display minunat, demențial, care este în această formație, da? Deci în acest setup al mașinii. Așa, și iată, avem aici videoclipurile care rulează în fundal. Dacă bine știți, cei care utilizați acest tip de autovehicul sau nu numai, și foarte multe alte tipuri de Mercedes-uri, așa, aceste videoclipuri, în cazul în care pornești undeva la 5-10-15 la oră, îți pune imaginea în safe mode, da? Ca să te uiți doar în varianta de stat pe loc. Ok? Există niște module aferente care ce fac în cazul în care vom monta practic această situație, acest mic modul al nostru cu această conectică dedicată, adecvată sistemului, ea va fi perfect funcțional la oricât și orice viteză disponibilă. Noi nu facem posibilități de teste, nu facem din codări sau din altceva, pentru că vrem să menținem și pasul navigației corect, nu vrem să aibă absolut deloc nicio eroare, nici pe teste, nici nicăieri. Da? Deci noi folosim soluții originale care își fac treaba în cel mai safe mod, deci în cea mai frumoasă metodă, da? Când nu deranjează absolut nici o configurație a mașinii. Țin să menționez o altă variantă, în cazul în care aveți ceasuri analogice acolo, da? Și navigația mică, avem posibilitatea să vă punem această tabletă frumoasă pentru W213, pentru că m-am întâlnit cu un asemenea bolid care avea ceasuri analogice, da? Și avea un monitor foarte micuț aici. Tot la aceste tipuri de auto putem să facem un sistem setup audio, ceea ce înseamnă că se schimbă subwooferele care sunt situate aici jos, se schimbă sistemul de medie, sistemul de înaltă, da? Tot așa pe spate, și se amplifică și iese un sunet demențial. Deci fac pariu că ajung Burmasterul din urmă fără nicio problemă, inclusiv peste Harman Kardon și cele Bose și ETK, care sunt alte tipuri de autovehicule. Trecem cu brio peste sistemul OM original. Ok? Mai avem un setup care este acesta, să vin să vi-l și arat. Iată, poate cei care mă urmăriți pe canalul nostru de YouTube și intrați în playlist-uri și căutați Max Aust, veți vedea sistemele de evacuare electronice, care constă în două sound boostere, da? Modul de Bluetooth și modulul de sunet, da? Care odată, dacă sunt acționate și legate, poate să dea un sunet demențial de frumos. Doar că acesta va fi un total alt proiect. Eu vreau să vă arăt câte și câte se mai pot face, în câte setup-uri putem să adăugăm oricărui mașini. Ok? Acum, hai să închidem portbagajul și să mergem frumos cu ele jos. Așa. Și îndepărtăm, și atunci să vă mai zic încă o variantă. În cazul în care ai activ sistemul de CarPlay pe acest autoturist, sau dacă chiar nu ai CarPlay, putem să-ți facem să ai CarPlay. Tot așa avem module aferente sistemului. Așa, ca să ai Waze-ul, ca să ai YouTube-ul, ca să ai tot ce vrei, da? Dar în cazul în care ai CarPlay-ul OM original, YouTube-ul nu este activ și nu este prezent, da? Noi avem un modul care se montează foarte elegant și foarte simplu, așa, care ce va face? Va completa sistemul și îi va face un meniu frumos de Android care va fi proiectat acolo și va fi perfect disponibil ca să ruleze practic din comenzile originale, din tot ceea ce este existent, da? Nu se elimină nimic, nu se face absolut nicio procedură, intervenție, să zic așa, necorespunzătoare. Totul este perfect. Ok? Acum, uitați-vă ce frumos setup este aici. Trebuie să demontăm tot ceea ce înseamnă partea aceasta, ca să ajungem exact unde este necesar pentru această intervenție. Nu înainte ca să vă prezint și partea de video original, cum se comportă, așa, și să vedeți după aceea cât a necesitat să dezmembrez, unde a trebuit să acționez și ce eficiență și cât de corespunzător s-a montat totul înapoi, fără să se rănească absolut deloc. Ok, rămâneți cu noi și vedeți toți pașii de la A la Z. Hai să vă arăt în prima fază despre ce și vorbim, da? Deci, iată, mă duc să întorc, simplu, deci nimic altceva. Suntem la 0 km la oră, încerc să vă arăt și cronometrajul, da? Kilometrajul, pardon. Iată că deja nu ne lasă, da? Și abia suntem la 10 la oră, ok? Deci video s-a oprit în totalitate. Acum dacă, iată, îi voi da manșalier, frumos, camera se activează, eu mă duc înapoi. Ca să nu aveți cameră pe mașină, vă pot oferi. Bineînțeles că la aceste clase nu cred că s-ar pune problema când ar fi. Așa, dar vedeți, deja este și sunt la 14 la oră, deci nimica foarte agresiv și video s-a oprit în totalitate. Ok, acum dacă mă duc eu frumos și dau ecran complet, este... Bineînțeles că pot să pun și camera frontală foarte tare. Am un proiect PSLC unde am pus camera frontală și poți să vezi milimetric cum parchezi la bordura de față în cazul în care nu ai doar camera de spate. Bun, hai să trecem la proiect, să demolăm tot ce este de demolat, să vedem ce avem de făcut și să vă arăt rezultatul final. Hai să vă arăt un pic varianta demolată, deci când trebuie să ajungem exact unde este nevoie. Aici sunt toate componentele care le-am extras. Asta este creierul lui, deci asta este partea de tot ce înseamnă multimedia. Deci el este sistemul principal, da? Așa, el face redare, el face permiterea de USB, el dă sistemului audio, sunet amplificatorului și tot ce este nevoie, da? Acum suntem total dezansamblați. Avem conectica aferentă care v-am spus-o, care va veni frumos plug and play, vă și prezint în câteva secunde, da? Iată, aici este mufa aferentă a lui, cu care este perfect compatibilă. Într-un cuvânt, nu tăiem absolut deloc nimica, este o intervenție perfectă, liniară, se preia și se face continuitatea a tuturor informațiilor de la A la Z, plus că va avea această opțiune să meargă video în mers. Ok? Hai să ansamblăm tot, după care să vă prezint rezultatul final. Cam atâta conectică avem aici de mufat, de băgat, frumos, tot am conectat și acum să punem tot la loc. Are câteva cablaje. Astea frumos sunt la locul lor, șuruburile nu sunt pierdute absolut deloc, toate avem grijă de ele ca de ochii din cap, să nu se piardă absolut nimica. Și acum, go baby, hai să terminăm proiectul. Proiectul deja este gata, finalizat, tot la locul lui, toate șuruburile, tot ce era dezmembrat, totul a devenit reansamblat, fără nicio rănire absolut. Acum să-i dăm prima cheie să vedem dacă cumva avem vreo eroare în sistem. Dacă apare ceva problemă sau orice altceva, da? Hai să dăm și volumul puțin mai jos. Iată ce frumos a pornit tot. Eroare 0, exact cum am spus că nu avem absolut deloc nici un deranj. Iar acum să mergem frumos, iată și luminarea merge în continuare, să mergem frumos să îi dăm o tură și să vedem dacă mai merge partea aceasta de ecran complet, ok? Ia să-i dăm altceva, să-i dăm un videoclip care ar merge cu imagine. Așa, hai să dăm frumos în manșalier. Și acum să vedem funcționalitatea. Fantastic, ce cameră frumoasă are. Vrem să trecem practic peste 10 la oră ca să vedem că este refuncțional în totalitate. Așa, să iasă un pic și camera, să-i dăm un back, cred că dacă îi dau un back atunci iese camera. Și acum hai să-i dăm, iată, uite-te și la kilometraj să vedem, iată avem 12, 18, 23 la oră și tot merge frumos, fără niciun deranj, fără nicio eroare, exact ce v-am zis la bun început. Deci cu această metodă, practic sunteți în cel mai safe mod posibil, deoarece nu avem, odată că erori, a doua oară nu avem nici pasul de navigație derutat, nimic. Este doar strict pentru funcția de video in motion, ok? Iată ce frumos, mergem 30-40 la oră, deci proiectul este dus la bun sfârșit. Ei, cu toate acestea spuse, tot ce vă mai pot confirma, da, că ne găsiți pe www.soundidentity.ro, unde veți găsi aceste module, da? O să le găsiți undeva la secțiunea interfețe video în mișcare. Așa. Ne mai găsiți foarte mult pe Facebook, Sandu Vancea sau Sound Identity Hifi Oradea, și ne mai găsiți foarte mult pe canalul nostru de YouTube, Sound Identity, unde dacă intrați, vă abonați, intrați la playlisturi, apăsați pe playlisturi create și vedeți 01 Top Proiecte, 02 Max Aust, 03 Sandu Hifi și tot mergeți în jos până veți găsi undeva la 30-40 secțiunea Mercedes, unde veți vedea foarte, foarte multe asemenea produse și de total altă variantă. Vă mulțumesc că ați urmărit acest clip, rămâneți cu noi pe canalul nostru abonat și veți vedea întotdeauna variante și variante. Va veni și când va fi Max Aust și el gata instalat și sperăm și că vom veni și cu varianta când vom face partea de CarPlay, da? Acum nu știu la Mercedes 100% unde este, deci avem aici media, telefon, connect, așa, cred că aici la media ar trebui să fie, sau nu știu unde, dar știu că are sistem de CarPlay. Nu știu foarte perfect partea aceasta de Connect, ia să vedem. Așa, ia, uite aici, Apple CarPlay, da? Deci, sau Android Auto, ok? În secțiunea aceasta va mai apărea un meniu unde vom putea avea acces direct pe YouTube, pe sistemul original. Cei care aveți S-urile W222, da? Cu acest ecran, sau E-urile cu acest ecran și nu aveți acest Apple CarPlay și Android Auto, putem să le realizăm. Vă mulțumesc că am fost Sandu, vă mai aștept pe canalul nostru. Bye bye, la revedere!